Trebuie să fie un izvor pe partea stângă. Am să opresc să mi-alimentez bidonul cu apă. Opa, chiar era să iau acum o creangă cu spini. Să desalcăm. Făceam o pană frumoasă acum. E mult salcâm aici, în zona asta. Sunt aproape de Aroneanu. Am mers prin pădure, pe la Ciric, de la Veneția, tot prin pădure am mers. Am traversat strada la aeroport. Iar acum sunt aproape de Aroneanu. Vreau să dau peste izvorul ăsta să mi-alimentez cu apă. Este un izvor aici, în partea stângă. Am mai luat de aici, n-am murit, n-am pățit nimic. Din ce am auzit, e potabilă apa. E destul de bună. Aici, în stânga, trebuie să fie. Ia să vedem dacă mai curge. Se pare că încă curge. Și chiar are debit foarte mare. Am și o apă, dar nu e de izvor. Și am să golesc bidoasca. Și am să-mi pun apă de izvor. Că eu așa știu că e cea mai bună. A început să plouă. Am pus strâng astea că transpir. Eu am pelerina la mine. E toamnă și nu se știe niciodată. Văd că îi dă din ce în ce mai bine. Am ieșit din pădure și am intrat în sat Aroneanu. A început o ploaie așa rece de toamnă și un vânt năprasnic. Sper ca vântul ăsta să împrăștie nori și să se opotolească. Afară de pelerină nu prea sunt echipat. Nu prea am încălțăminte, nu am doar o pereche de Adidas.
și pantalonii sunt deja uzi. Am doar pelerina asta care îmi protejează la corp. Și îmi bate fix din față. De la brun jos mă udă tot. Se pare că în fața se mai împrăște nori. Pare a se senina. Nu e chiar foarte puternică, dar e rece. O simt la mâini. Să merg la un loc unde am mai făcut pândă, unde am văzut și vulpea și bursucul în același timp, doar că atunci n-am reușit să trag niciun cadru. A fost foarte scurt momentul. Voi vedea, poate am noroc de data asta mai mult. După aproximativ o oră și ceva de stat la pândă, mă îndrept spre casă, fără niciun rezultat. Dar nu-i bai. Nu-i nici prima dată, nici ultima nu va fi când plec fără să surprind ceva. Mă îndrept spre Chirița, satul Valea Lungă și spre casă. A ieșit și soarele. Cam jumătate de oră ar trebui să apună. A fost o ieșire plăcută de seară cu bicicleta. Am prins și ploaie și soare. Până ies de pe câmpul ăsta, încă mai sunt șanse să surprind ceva, un iepure. Acum spre seară animalele încep să iasă. Seara și dimineața sunt momentele cele mai favorabile de a merge la fotografie de animale sălbatice.